Dar miza ei este, de fapt, problema trădării securității în 1989. Un subiect la care fiecare vă puteți gândi. Ne putem gândi, mă gândeam eu, de exemplu, ce bine ar fi fost dacă cei care au organizat atentatul împotriva lui Hitler nu au reușit. Sau mă gândeam de ce generalii ruși nu au reușit să-l elimine pe Stalin. Sunt multe lucruri care ne vin în minte. Sunt multe lucruri cu care aș putea să polemizez ca istoric cu domnul, sigur, polemici cordiale, cu domnul Corvin Lupu, așa cum vă sugera și domnul Balint. Cartea este polemică, este dedicată, să spunem, momentul din 1989. Până unde putea să meargă, să spunem, un jurământ în acele momente. Oricum, eu ca istoric mă gândesc și altfel. Este clar că acolo s-au întâmplat, a fost un concurs de factori. Multe lucruri au contribuit. În primul rând să ne gândim că Nicolae Ceaușescu nu mai se bucura de încrederea cancelarilor străine. El, care era un privilegiat, nu se mai bucura. Dimpotrivă, era o paria. Ne putem gândi, pentru că avem în memoria noastră, ce însemna disperarea în anii 80 pe fondul hotărârii lui Nicolae Ceaușescu de a plăti datoriile externe. Nici acum nu știm, 10 sau 18 miliarde, oricum cu mult mai puțin decât acum. Și cu mult mai puțin decât aveau țări ca Ungaria sau Polonia și alte țări. Ne putem gândi ce a însemnat în planul politicii externe promovată pentru Europa de Est de către Gorbaciov și perestroica oprită la granițele României. Este clar că în 1989 sunt, mă rog, analizele și, să spunem, concluziile majorității istoricilor. În 1989 evenimentele au fost, în primul rând, opera Moscovei, a Moscovei ca parte activă și administrația americană ca parte pasivă, cu colaborarea unor ofițeri din armată și din securitate.